Bună ziua, domnul comisar Iorga Marian. Ce faceți, domnul comisar? A? Cum este ca domnule să mincinos, fiți acuzați de că s-ați luat o șpagă, un ceas? Cum e, domnul comisar, șef, poliția IPJ Prahova? Sunteți acuzat că ați luat o șpagă, nu? Cum este, domnule comisar, șef, să faceți un concurs în acest minister? Cine ia mai multă șpagă, cine ia mită? Spuneți-mi și mie, pentru că sunteți acuzat că ați primit cadou, da? Păi cum, domne, dacă sunteți acuzat de către DNA că ați primit cadou un ceas, cum este, domnule comisar șef Iorga? Hă? Cum este? Eu mint? Adică cum, mă? Eu mint că ați fost acuzat că ați luat șpagă? Ce dracu a ajuns în Ministerul de Interne? Competiție? Care fură mai mult? Care ia șpagă? Ce dracu de polițiști avem noi? Șpăgari? Infractori? Borfași? Ce a devenit Ministerul de Interne, domnule comisar șef? Ce a devenit? O instituție a șpăgarilor? Nu vă rușine, mă, șpăgarilor! Tot voi aveți... Dă-mă în judecată, pentru că jigniți instituția, murdăriți imaginea, instituțiile, domnule comisar șef IPJ Prahova. Cum e ca să fiți acuzați că ați primit cadouri? A? Cum este? Ia spuneți-mi și mie, a? Ce a ajuns în Ministerul de Interne? Ce a ajuns? Competiție, care fură mai mult? Ce dracu polițiști? Comisar șef sunteți, nu altceva. Un oarecare om, dacă fură, este infractor, nu? A? Dacă voi, comisar șef, luați o șpagă, nu sunteți infractori, sunteți nevinovați, nu? Nu vă e rușine? Nu vă e rușine, mă? Infractorilor, polițiști, infractori. Să vă fie rușine, Ministerul de Interne a ajuns o groapă de infractori, de borfași, de șpăgari. Comisar șef IPJ Prahova, nu vă e rușine? Dar nu vă e rușine vouă, șpăgarilor? A ajuns o competiție între voi, care să fie mai hoț, șpăgar, infractor, polițiști, nu? A? Comisar șef IPJ Prahova, nu? Iorga, nu? Șpăgarule!